Bună tuturor, eu sunt Cristina, iar în acest videoclip vreau să vă arăt ce cărți mi-am mai cumpărat eu în ultima perioadă. Sunt toate de pe Vinted, mai păsesc și pe site-ul meu cristinabuncea.com book-haul-uri, însă de această dată mi-am dorit să vi le prezint într-un videoclip, dacă tot am reînceput să postez și sper să vă placă. Tocmai am fost la Easybox să ridic această carte, Țoc Țoc de Roald Dahl, cu o copertă adorabilă, în ediția de la Editura Art. Cred că așa trebuie să țin ca să înregistreze cum trebuie. Ei bine, mi-a plăcut foarte tare coperta. De la Roald Dahl nu am citit mai nimic în prezent, în afară de niște povestiri dintr-o carte. Desigur, am urmărit filmul făcut după Charlie și fabrica de ciocolată și mai am alte cărticele cu povești pentru copii, însă aceasta nu este o poveste pentru copii, din câte am înțeles. Mai multe nu știu să vă zic despre carte, mai am câteva din această colecție, nu seria de autor, ci pur și simplu aceste variante hardcover de la Editura Art în bibliotecă. Nu știu când voi ajunge să o citesc, dar sper că o voi citi măcar. Mai departe am o carte de la Editura Nemira din colecția Nautor. Ar fi cea de-a doua carte pe care o citesc din această colecție. Nu-mi vine deloc în minte cum se numește prima. Am citit-o recent, însă nu m-a impresionat foarte tare. La aceasta mi-a plăcut însă foarte mult descrierea de pe spate. Chiar sună ca ceva ce mi-ar plăcea mie. Este și destul de subțirică, așa că cel mai probabil o voi citi în perioada următoare. Sunt povestiri crude și insolite despre alienare și frumusețe de Ana Tonțu. Iar dacă voi ați citit-o, chiar sunt foarte curioasă să aflu părerea voastră prin comentarii. Tot din aceeași colecție am mai achiziționat și Noaptea dintre lumi de Irina Georgescu Groza. Și aceasta sună ca o carte care mi-ar plăcea. Este vorba despre o adolescentă care, alături de misterioasa ființă numită Lumen, trăiește o formă de aventură. Nu știu exact despre ce este vorba, însă chiar m-a intrigat și chiar sper să-mi placă, pentru că mă încântă foarte tare această colecție de cărți scrise de autori români contemporani și chiar caut noi autori români contemporani favoriți și sper că cam măcar una dintre aceste două cărți să îmi fie pe plac. O altă carte pe care am cumpărat-o recent de pe Vinted este How Not to Write a Novel de Sandra Newman și Howard Mittelmark. Foarte simpatică această copertă. Cartea a fost publicată la Editura Penguin. M-a intrigat, eu sunt foarte curioasă și mereu deschisă să aflu noi sfaturi despre cum să scrii sau cum să nu să scrii o carte, cum să nu scrii o carte. Nu știu exact cu ce se ocupă cei doi, dacă sunt editori, dar presupun că ceva îi recomandă și le dă dreptul să ne ofere aceste recomandări. Sunt foarte curioasă de ce se află aici. Îmi amintește de cartea lui Chuck Palahniuk, al cărei titlu chiar nu-mi vine în minte, dar era tot despre scris. Se numea Consider This. Am și chiar și un videoclip pe canal în care v-am făcut un scurt rezumat la acea carte. În orice caz, aici se regăsesc greșeli comune pe care ar fi bine ca scriitorii să nu le repete, în opinia acestor doi autori. Mai exact 200 de greșeli pe care ar trebui să le evităm și chiar sper să găsesc informații utile aici. Am mințit fără să vreau, pentru că, de fapt, o mică parte din cărțile de aici sunt de la Antique Ex Libris, deși, da, este vorba despre aceasta și încă una pe care o citesc în prezent. Aici avem Peter Pan and Peter Pan in Kensington Gardens de G.M. Barrie, celebra carte cu aventurile lui Peter Pan, despre care eu nu am citit nimic până în prezent, dacă vă vine să credeți. N-am văzut nici măcar un fel de film animat sau neanimat, dar obsesia legată de Peter Pan a început tot de la Taylor Swift și ultimul său album, The Tortured Poets Department, unde are și o melodie numită Peter și a tot folosit această metaforă și vreau să citesc direct din mâna autorului în limba originală, care este povestea acestui Peter Pan. Cealaltă carte, tot de la Antique Ex Libris, pe care am cumpărat-o recent, se află la mine în pat și este volumul de poezie a lui Halsey, I Would Leave Me If I Could, cred că se numește, abia aștept să vă povestesc despre ea, o să fac o recenzie pe blogul meu și pe Goodreads în cel mai scurt timp posibil, dar până acum sunt destul de încântată de acel volum de poezii. O carte care se afla de mai mult timp pe wishlist-ul meu, Corpul ei și alte desfătări, de Carmen Maria Machado, din colecția End or Fiction de la Veland. Mi-a plăcut foarte, foarte tare această copertă. În general, copertele care au șerpi ilustrație mă atrag și cel mai probabil voi cumpăra acele cărți.
Nici măcar nu sunt sigură care este povestea din spatele acestei superbe coperte, dar voi afla, mai dețin încă una sau două cărți din această colecție și toate titlurile par foarte intrigante, par pe gustul meu, deci sper să nu-mi fie înșelate așteptările. O carte din colecția Memorii și Jurnale de la editura Humanitas, Floare de Noapte, Floare de Bar de Lea Jacobson, Viața mea în lumea erotică subterană a Japoniei moderne. Mi s-a părut un titlu foarte interesant, mai ales că mie îmi plac foarte mult cărțile de tip jurnal. Am mai citit despre genul acesta de aventuri nocturne și la Claudia Golea și la Ryu Murakami, așa că am o vagă idee la ce să mă aștept. Nu știu când voi ajunge la această carte, dar pare destul de ușor de citit. Nu știu exact nici care este originea autoarei, însă sunt convinsă că voi afla toate aceste lucruri după ce voi citi cartea. O carte pe care am citit-o, dar pe care nu mai aveam în bibliotecă și am vrut să o am din nou de această dată în varianta sa originală, în limba engleză, Girl in Pieces de Kathleen Glasgow. Îmi place destul de tare această copertă, mi-ar fi plăcut să fie chiar și mai înaltă carte ca să fie mai subțire, pentru că este destul de stufoasă, nu cred că o voi reciti curând, însă după cum vă spuneam, povestea mi-a plăcut foarte mult, încă mi-amintesc câteva pasaje, i-am oferit 4 steluțe din 5 și sincer nu prea îmi place cum arată coperta din română, publicată la editura Storia, dacă nu mă înșel. Dar fie că e în română sau în engleză, chiar vă recomand această carte dacă n-ați citit-o până acum. Un volum absolut super pe care l-am negociat la un preț foarte bun de pe Vinted. Pedro Paramo de Juan Rulfo, traducere de Ileana Scipione de la editura Curtea Veche, preferata mea la acest moment. Este o superbă, superbă ediție hardcover. Citisem câteva recenzii pe Goodreads, dar nu mi-a rămas foarte clar în minte despre ce este cartea. Nu este nici foarte sus pe lista mea de priorități de lectură, însă nu am putut rezista acestei coperți absolut superbe și a trebuit să o cumpăr, dar sunt foarte sigură că și conținutul nu mi-a plăcea, pentru că până acum nu prea m-au dezamăgit cărțile de la Curtea Veche. O carte despre a cărei existență habar nu aveam, însă mă foarte bucur că am aflat tot datorită Vintidului. Este o povestire scrisă de J.D. Salinger și publicată în Republica Moldova, tradusă, bineînțeles, în limba română, acum mult timp, în anii 90. Se cheamă La un pas de propastie și, de fapt, este o traducere despre prima povestire a lui J.D. Salinger, autorul meu preferat, care l-a și consacrat. Nu mai mi-amintesc exact titlul original, însă această copertă este absolut superbă. Nu știu dacă vă dați seama, dar este o imitație foarte bună de piele, probabil nu este piele. Cartea este într-o stare foarte bună, a fost și foarte ieftină, mă mir, pentru că pare a fi o raritate. Iată, Chișinău, Hiperion, 1990, novelă tradusă în românește de Mihai Mahler. Abia aștept să ajung la ea, cu siguranță voi citi anul acesta și nu pot să cred că nu am știut de existența ei până acum. O altă carte pe care am negociat-o la un preț foarte bun pe Vinted este Strania povestea lui Benjamin Button și alte întâmplări din epoca jazzului de F. Scott Fitzgerald. Știu că s-a făcut inclusiv un film după această povestire pe care nu cred că le-am urmărit. Nu prea sunt eu fană acestor cărți în ediție mică din colecția Biblioteca Polirom, dar din moment ce aceasta nu există sub o formă mai mare, într-un format mai mare, ce să fac, am ales-o așa cum este. De la Fitzgerald am citit doar Marele Gatsby, dar eu continui să-i colecționez și celelalte cărți. Cu siguranță voi ajunge la ele într-un final, mai devreme sau mai târziu, dar nu am vrut să ratez ocazia de a cumpăra cartea, mai ales când în anticariate este extrem de scumpă și aceasta este o raritate din câte înțeleg eu și este într-o stare perfectă. O altă carte din colecția End or Fiction de la Velen, pentru că nu prea înțeleg cum se pronunță, care este de fapt titlul, End or Fiction, nu-mi spune nimic, dar în orice caz, cartea se numește Degenerat de Ariana Harwitz. O cărticică subțire, cum îmi plac mie, poezie, multă poezie, scrie pe spate, bineînțeles că se referă la o narațiune poetică, pentru că este vorba despre o povestire. Pare că ar fi genul meu, toate detaliile conduc la această concluzie, însă vom vedea. Sunt foarte curioasă ce părere finală voi avea despre cărțile din această colecție, după cum vă spuneam, am deja 3.
s-ar foarte putea să încep cu aceasta, despre care nu știu mare lucru, dar da, îi pare cea mai atrăgătoare până acum. Încă o carte scrisă de un autor român, Kids Are Not Okay, de Ionut Schiva, din colecția Ego Proză de la Polirom. Am mai tot văzut această carte, am tot citit de mai multe ori descrierea de pe spate. Sună intrigant, sper să nu fiu dezamăgită de carte, de această poveste scrisă de un autor român, pentru că trebuie să recunosc, din păcate, că de cele mai multe ori sunt dezamăgită de scrierile autorilor români contemporani. Nu știu ce se întâmplă, refuz să cred că literatura în sine nu este de calitate, ci probabil nimeresc pe niște cărți care nu sunt pe gustul meu, însă aceasta poate va fi, nu știu. N-am citit nici măcar recenzii, vreau să fie o surpriză completă, dar dacă voi vreți să-mi spuneți dacă ați citit-o și știți câte ceva despre ea care mi-ar putea fi de folos, vă încurajez să lăsați aceste lucruri în comentarii. Aici am o carte din colecția Romanul secolului 21 de la editura Univers, colecție care a început să-mi placă foarte tare anul acesta. Este Umbrella de Will Self. Mai am cărți scrise de Will Self în bibliotecă și n-am citit încă niciuna, dar chiar pare că mi-ar plăcea acest autor. Cartea este destul de grosuță, nu știu exact despre ce este vorba, însă tare mie că aș începe cu aceasta, pentru că m-a cam convins colecția că merită într-adevăr să fie niște romane cult, cel puțin cele pe care le-am citit până în prezent. Nu știu să vă spun mai multe, dar cu siguranță veți fi primii care află părerea mea despre Umbrella lui Will Self. Penultima carte din acest book haul este una pe care o dețineam deja în bibliotecă, în alt format, în formatul mic de la colecția Biblioteca Polirom, de la editura Polirom. Este vorba despre De ce fierbe copilul în mămăligă, de Aglaia Veterani, cu această copertă superbă care nu vrea să se focuseze. Am citit cartea acum 2 sau 3 ani, am citit și cealaltă carte scrisă de Aglaia, singurele sale două lucrări înainte de a-și pune capăt zilelor. Mi-a plăcut mai mult prima, așa că mă foarte bucur că am găsit-o pe Vinted și pot să o dețin în această mult mai frumoasă și practică ediție. Ultima carte din acest book haul are o dimensiune la care nu mă așteptam deloc. Este Peripețiile Alicei în Țara Minunilor de Lewis Carroll în colecția Arthur Retro de la Arthur. Deci, ca să vă dați seama, este foarte mare, este cea mai mare carte pe care o dețin și tocmai este retro pentru că imită acel format vechi din copilăria mea. Cei din copilăria mea, din poate chiar copilăria părinților noștri. Arată absolut superb și în interior este așa, ca un fel de ziar cu ilustrații clasice. Cu alte cuvinte, îmi place foarte, foarte mult, iar cei de la Arthur mai au și alte cărți în acest format și abia aștept să le achiziționez pe toate. Ei bine, acesta a fost book haul-ul meu. Spuneți-mi cum preferați să fac videoclipuri sau să scriu pe blogul meu despre cărți, să pun fotografii. Oricum, eu nu pot să pun cărțile la loc în bibliotecă până nu le arăt cuiva, până nu anunț internetul că am cărți noi, așa că fie că e pe TikTok, pe YouTube sau pe WordPress, de undeva veți afla despre ultimele mele achiziții literare. Sper că v-am inspirat, poate ați găsit noi recomandări de lectură printre aceste titluri. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare!